La mulți ani, dragi români, la mulți ani în România. Un înțelept spunea odată că averea cea mai mare a unei țări nu stă în averile pe care le are, nu stă în clădirile pe care le are, în formele de relief, ci stă în cetățenii acelei țări. Eu aș merge mai departe cu gândul și aș spune că averea unei țări sunt copiii, sunt tinerii, sunt cei care contribuie în fiecare zi la prosperitate, contribuie cu tot ce se poate pentru dezvoltarea țării respective. Vă mulțumim că v-ați rupt din timpul dumneavoastră de astăzi să veniți la vernisajul unei expoziții. Expoziție intitulată Pilda orașului meu. Este o expoziție organizată cu sprijinul primăriei Șmileu Silvaniei, cu sprijin care aparține de Casa Orașenească de Cultură Șmileu Silvaniei și împreună cu elevi tineri talentați pe care îi văd aici împreună cu părinții, cărora le mulțumim. Expoziția se vrea a fi un act de educație, în primul rând, un act de cultură care să promoveze patrimoniul cultural și istoric al orașului nostru în contextul Zilei Naționale a României, dar și ca o pregătire pentru centenarul care va avea loc peste 2 ani, în 2018. Știm bine cu toții că atunci România va sărbători 100 de ani de la Marea Unire. Marea Unire, așa cum au spus și interlocutorii noștri astăzi în cuvintele lor, Marea Unire la care au contribuit și șimleani de al noștri, mă refer aici la Iuliu Maniu, dar și persoane care și-au adus aportul pentru a face ca România să arate astăzi, să fie astăzi unită. Astăzi aici, prin intermediul primăriei orașului Șmileu Silvaniei și ne bucurăm că am găsit în primăria și în domnul primar Septimiu Țurcaș un partener, un partener care ne-a oferit încrederea să putem organiza astfel de evenimente. Astfel de evenimente care vin să sensibilizeze tânăra generație, să încercăm să implicăm mai mult în astfel de activități. Aș vrea să dau cuvântul domnului primar Septimiu Țurcaș să ne adreseze cuvântul domniei sale. La mulți ani România, la mulți ani români, onorată asistență. Există, în cel puțin în ultimul timp, am auzit de foarte multe ori întrebarea, în ultimul timp mă refer la ultimii 4, 5, 6 ani, de ce în Șimleu este altfel decât în alte locuri din județul Sălaj? De ce în Șimleu se poate, nu știu, organiza
se pot organiza anumite lucruri care în alte parte a județului, poate chiar al țării, nu se întâmplă. Păi răspunsul este simplu, răspunsul aveți la dumneavoastră. Datorită tuturor acestor oameni care fac ca Șimleul, din punctul nostru de vedere al șimleanilor, să fie puțin altfel. Datorită faptului că astăzi, la acest centru de informare, tineri talentați, împreună cu profesorul lor, domnul Costălaș, vin să ne încânte cu ceea ce au muncit ei de foarte mult timp. Datorită faptului că tineri talentați intonează imnul național atât de frumos împreună cu noi. Datorită faptului că tineri talentați fac multe alte lucruri și sunt puși în valoare cu ajutorul oamenilor care se implică în aceste activități. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. Știu că în spatele a tot ceea ce vedem noi există o muncă enormă. Știu că există un sacrificiu. Sunt convins că acest sacrificiu pentru voi, dragi elevi, este unul plăcut, pentru că la vârsta voastră, în general, vă duceți spre lucruri care vă plac să le faceți. Deci nu vă duceți într-un loc în care tot ceea ce se întâmplă acolo este neplăcut pentru voi. În același timp, există sacrificiul părinților și vă mulțumesc, dragi părinți, pentru că îi îndrumați și îi ajutați să facă aceste lucruri în afara programului de școală. Nu în ultimul rând, a celor care îi coordonează. Un timpul lor, liber de multe ori, este alocat pentru ca voi să deprindeți acești prim pași pe care îi faceți înspre artă, acești pași pe care sportivii fac înspre sport și așa mai departe. În această zi importantă, cea mai importantă zi pentru noi românii dintr-un an, 1 decembrie, Ziua Națională a României, eu vreau să vă mulțumesc lămutul cel mai serios tuturor acelora care faceți ca Șimleul să fie puțin altfel decât alte locuri din acest județ sau din această țară. Și vreau și sunt convins de faptul că și eu, peste nu știu câți ani, peste 25 de ani când o să fiu pensionar, să nu vă speriați că vreau să mai candidez, deci stați liniștiți, dar și oamenii care sunt mai în vârstă și eu peste 25 de ani o să am și eu 72-3, au nevoie de acest frumos pe care voi îl oferiți acum. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc să faceți aceleași lucruri frumoase și în viitor și să mă bucur și eu alături de mulți alți șimleani de munca voastră. Mulțumim, domnule profesor, știu că faceți un lucru deosebit, dar știu că îl faceți din plăcere și asta este foarte, foarte important. Mulțumesc foarte mult! Ce vestim, 7 ani cu voinicie și-au
mare, caz de cruce, șapte ceasuri, sângele cu lapte. Și nu-i pasă de nimic, Andri Popa ce voinic, Andri Popa ce voinic. E hainu și e vestit, Andri Popa ce aș vrea să dau cuvântul doamnei director Angela Lipo de la Școala Silvania și mă bucur că particip alături de noi la acest eveniment. Dacă mă uit în sală și știu asta de la domnul profesor Costelaș, că o mare majoritate a elevilor care au contribuit la această expoziție astăzi vin de la Școala Silvania. Vă ofer microfonul să ne adresați cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Sunt astăzi aici dintr-un motiv foarte simplu și anume acela de a le spune acestor tineri cât sunt de mândră de ei. Vă felicit, îi felicit pe părinții voștri, pe profesorul care așează nuanțe și culoare în viața noastră prin lucrările pe care voi le expuneți și cu care ne bucurați zilele. Acești copii sunt talentați, sunt cei care își așează emoțiile și gândurile în culoare, cu siguranță aduc un plus de nuanță și strălucire în viața noastră. Vă felicit, dragi părinți, pentru efortul pe care îl faceți și încrederea și dragostea pe care o investiți în acești copii talentați. Vă doresc la mulți ani de Ziua Românilor și succese în continuare. Felicitări tuturor, părinți și copii deopotrivă, evident și profesorilor. Noi vă mulțumim, doamnele director, și vă mulțumim pentru faptul că sunteți aproape de noi în toate parteneriatele pe care le inițiem și mai mult în proiectele pe care le avem. Am vrut ca ziua de astăzi și acest moment să fie un act de cultură, un alt fel de moment și am prilejul și ocazia să-l invit la microfon pe domnul deputat Lucian Bode. Este o surpriză pentru noi că a putut să participe la această expoziție, așadar îi ofer cuvântul. La mulți ani, dragi români, vă mulțumesc pentru invitație, domnule director. Categoric, șimeul Silvaniei este un loc, un oraș încărcat de istorie. Suntem în arealul complexului cetății Batorii, primul rege al Poloniei. Ca să nu mai vorbim de personalitatea invocată azi în toate colțurile României, cu ocazia Zilei Naționale a României, mă refer aici la unul dintre artizanii Marii Uniri de la Alba Iulia, Iuliu Maniu. Așadar, șimeul Silvaniei este un oraș care are trecut, are istorie. Șimeul Silvaniei azi se dezvoltă frumos și domnul primar, în cuvântul domniei sale, la festivități, în parc, a invocat și a mulțumit celor care contribuie zi de zi la dezvoltarea armonioasă a orașului Șimleu Silvaniei. Categoric, cu tot subiectivismul care m-ar putea caracteriza, spun cu mâna pe suflet, Șimleu Silvaniei este cel mai frumos oraș din județul Sălaj și printre cele mai frumoase orașe din România. Văzând ce se întâmplă azi aici, sunt îndreptățit să spun că Șimleu Silvaniei are viitor. Vă felicit, dragi copii, pentru realizările voastre. Îi felicit pe părinții voștri, pentru că fără sprijinul lor, cu siguranță, nu ați fi reușit să faceți ceea ce ați făcut și ne-ați prezentat azi aici. Felicit profesorii voștri și pe cei care vă asigură acest cadru minunat în care voi să vă dezvoltați frumos. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Vă felicit
de două ori pentru ceea ce faceți voi și vă felicit și cu ocazia Zilei Naționale a României. La mulți ani, dragi români! Următoarea piesă se numește Ploaia care va veni. Ce-ar fi un asemenea moment de cultură, de artă, fără poezie? Am onoarea să-l invit pe poetul George Mureșan să ne recite două poezii pe care le-am pregătit pentru această zi, dar și pentru acest moment alături de noi. La mulți ani în România, la mulți ani români. Și pentru că tot a spus că Simleu este unul dintre cele mai frumoase orașe din țară, se face o declarație de dragoste. Poezia, practic, se numea la început Simleu, dar cred că declarație de dragoste este mai ok. Mi-e drag orașul ăsta mic, cochet, ce parcă ar ține măgura în spate, prin care crasna trece așa încet, cu oameni calzi de atâta bunătate. Mi-e drag Simleu așa ca la început, atunci când l-am văzut întâia oară, deși atât amar de vreme a trecut, eu îl iubesc la fel ca prima oară. Mi-s dragi cei pe care îi întâlnesc de fiecare dată în drumul meu și mi-s dragi copiii care cresc să aducă faimă vechiului Simleu. Mi-e drag Simleu așa cum este, cu toată istoria ce o poartă în el, că Simleul însuși este o poveste, poveste ce nu se sfârșește niciodată. Asta a fost prima. Și a doua e Sărbătoare Sfântă, în poezie dedicată Unirii. Azi la alba iulie încetate, din tulnice iarăși se cântă, să se audă până departe pe o sărbătoare sfântă. Vin români din patru zări în catedrală să se închine. E sărbătoarea acestei țări, sărbătoarea nației române. Aici, la alba iulie în cetate, aici e altarul nostru sfânt, aici istoria nu are moarte,
e cel mai românesc pământ. Clopotele bat în catedrală, chemându-ne la locul sfânt, unde am făcut odată o țară, unde eroii noștri încă sunt. Veniți în câmpia reîntregirii, veniți acum cu mic cu mare, aici sunt încă vii eroii Unirii, sunt toți la marea sărbătoare. Mulțumesc! Voi, dragi copii, ca la viitor artiști. Dar să știți că niciun artist nu poate fără mentorul lui. Îl invit pe profesorul Costelaș pentru a ne adresa câteva cuvinte, dar și pentru a ne prezenta expoziția pe care urmează să o vizionăm în acest centru de informare și promovare turistică din orașul Cimbreau Setoani. Domnule profesor, mentorul acestor viitori artiști, aveți cuvântul. La mulți ani români, la mulți ani România, vreau să încep plicul meu discurs prin a mulțumi Bunului Dumnezeu că ne găsim aici. Fără puterea lui Dumnezeu nu putem trage o linie, dar să realizăm lucruri minunate pe care dumneavoastră le vedeți aici. Adun mulțumiri primăriei orașului Cimbreau Silvaniei, Casei de Cultură a orașului Cimbreau Silvaniei, Consiliului Local, noul membru Centrului de Informare Turistică Cimbreau Silvaniei, care s-a implicat în realizarea a ceea ce dumneavoastră vedeți aici. Mulțumesc cadrelor didactice, doamne director, care se implică și vă călăuzesc pașii vouă tinerilor generații spre frumos. Mulțumesc părinților care au avut și au încredere în mine, în ceea ce bunul Dumnezeu mie mi-a dat, împărtășesc cu tinerele vârstare. Mi este greu să vorbesc despre fiecare lucrare în parte care se găsește aici. Mi-a fost greu să le selecționez și spun și de ce. Sunt 75 de lucrări, iar noi avem în cadrul cercului de pictură Silvan Art la 200 de copii. E greu să spun că lucrarea lui X sau lui Y nu este astăzi pe sineze. Asta nu înseamnă că nu a fost muncă, sau nu există. Ca în orice competiție există cei mai buni. Ei, astăzi avem pe cei mai buni pe Simeza. Mâine o să fie viitorul. Știu că nu o să mă dezamăgiți pentru că vreți să vă petreceți cât mai mult timp împreună cu mine, pictând și arătăm frumosul. Ceea ce am vrut noi să arătăm de data aceasta sunt
imaginii și meu nostru și aș vrea să-l citesc pe cineva drag care spunea așa: și mleul contează. Și mleul contează pentru fiecare din noi aici și îl vrem fără păcat, îl vrem curat. Voi sunteți viitorul. Încă o dată, permiteți-mi să vă urez la mulți ani, permiteți-mi să mulțumesc presei care face cunoscută activitatea noastră și vă doresc în continuare sărbători fericite, să vă dea Bunul Dumnezeu. Dacă dorește cineva din public sau la urmă să completeze ceva. Vreau să vă spun cât de mult mă bucur că sunt aici alături de dumneavoastră. Mă numesc Alina Pop, fac parte din Silvana, chiar dacă acum sunt la facultate. Datorită Silvana Artului și domnului profesor sunt în UAP, Uniunea Artiștilor Plastici. Alături de ei am participat la expoziții prin țară, Craiova, Sibiu, Zalău și alte orașe, și Cluj de asemenea. Vreau să vă spun că țin foarte mult la domnul profesor și mă bucur că a reușit să aducă atâția copii alături de el și să facă un asemenea lucru minunat. Și îmi mulțumesc domnul primar, primăriei, că ne oferă acest loc minunat în care să formăm o familie. Și vreau să vă spun că trebuie să încercați, să luptați și să lucrați mult mai mult ca să ajungeți și voi sus, pentru că să vedeți cât de mult a contat expozițiile și ajutorul domnului profesor. Vă mulțumesc! Noi mulțumim domnului profesor pentru încrederea, sprijinul și ajutorul pe care l-am primit în aceste zile pentru organizarea acestei expoziții, pe care noi am intitulat-o simbolic, tot după un cuvânt al lui Iuliu Maniu, pilda orașului meu, spunea odată Iuliu Maniu. Și pentru că am auzit astăzi aici cuvinte referitoare la sărbători, la familie, aș vrea să încheiem acest moment cu o colindă. Înainte să cântăm, am dorit și noi să vă mulțumim pentru invitație. Să mulțumim domnului Gliguță Petre pentru că ne-a pregătit și de asemenea părinților noștri. Acum vă rugăm să colindăm împreună. Scula-ți moi, român.
mulțumim mult fetelor pentru că mi-ați cântat și ne-ați încântat. Eu aș vrea să mai fac o mențiune. Avem pregătite câteva diplome pentru voi și pentru micii sau mari artiști care au expus. Îmi voi permite, din cauza timpului și nu vreau să vă răpesc foarte mult timp în această zi, să le ofer colegelor care au cântat astăzi diplomele, urmând ca ulterior cu voi ceilalți să ne întâlnim ori la centru, ori să vă invităm și să vă înmânăm diplomele pe care le-am pregătit pentru voi. Așadar, Ruza și Carla, bravo! Mulțumim! Și un viitor de succes! Budai Andreea, Popa Ida, felicitări, mulțumim că ne-ați onorat și că ne onorați. Mai am încă două diplome în mână pentru domnul poet Mureșan. Și sper că aceste două poezii să poată fi publicate, dacă n-au fost încă. Una este publicată, cealaltă a fost scrisă cu vreo două zile. Perfect. Cartea e pregătită, dar suportul financiar... Așteptăm lansarea. Eu, cu mare drag. Da. Mulțumim foarte mult! Sper să am pentru oraș, sigur că există și suportul financiar. Și pentru că spuneați și vorbeam eu înainte de mentor, aș vrea să duceți această diplomă domnului profesor Blinguță Petru și cu mulțumirile, că vă pregătești atât de bine. Dragi invitați, doamnelor și domnilor, dragi copii, aici se încheie momentul nostru cultural de astăzi. Vă mulțumim încă o dată pentru participare. Vă doresc din suflet tuturor sărbători fericite. Încă o dată, la mulți ani, România noastră. Vă invităm să vizionați expoziția, iar în camera de alături să serviți o apă, un suc din partea noastră. Aș mai avea două lucruri de adăugat. În colaborarea cu Silvan Art de, la acest eveniment, aș vrea să mulțumesc încă o dată celor care au făcut posibil această organizare, primăriei, profesorilor implicați, domnului profesor Costelaș, colegei mele Lavinia Berar, dar și celor care ne ajută de fiecare dată în organizarea evenimentelor. Și aici aș vrea să-l pomenesc pe Romeo Oltean, care în fiecare, de fiecare dată ne asigură calitatea sunetului și nu ne taie microfonul. La mulți ani, domnule!